Cele două autoturisme s-au făcut praf în coliziunea produsă pe fondul neacordării priorității. Ieșeam de acolo din stradă, aia eram aproape oprit, am văzut că vine o mașină din stânga cu viteză, după aia bubuitură și asta e nimeni. Din primele cercetări s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 47 de ani din municipiul Slatina, în timp ce conducea autoturismul, nu a acordat prioritate și a intrat în coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un tânăr de 23 de ani din comuna Găneasa. Patru oameni, printre care și un minor de 15 ani, au fost răniți. Pentru unul dintre pasageri, o femeie în vârstă de 45 de ani, a fost nevoie de intervenția echipajului de la descarcerare. Intervenția a fost destul de dificilă, deoarece persoana din pasagerul din dreapta față a fost încarcerat cu picioarele prinse sub bordul mașinii. S-a acționat cu utilajele din dotare pentru scoaterea victimei. Toate cele patru victime au fost transportate cu ambulanțele la spital. Femeia rănită grav a fost dusă direct în sala de operație. În jurul 22 au fost aduse în serviciul de urgență al spitalului nostru victimele unui accident rutier, în număr de 4, 3 bărbați și o femeie. Doamna cu o stare mai gravă, un traumatism abdominal cu ruptură de mezenter, au mai rămas internate în serviciul de ortopedie un bărbat și celălalt tânăr pentru supraveghere și tratament. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că tânărul care conducea regulamentar era băut. În urma testării cu alcool scopul s-a constatat că tânărul consumase alcool, aparatul indicând o concentrație de 0,54 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul vinovat este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, iar celălalt pentru conducere cu o alcoolemie peste limita legală.